foarte sincer față de dumneavoastră. Vorbim despre cartea colegii noastre, pentru că pentru noi, Fausta Iunulescu, Fausta Ungureanu, pentru mine, este o colegă, adică este o pianistă, un profesor de pian, un interpret, o persoană care și-a verificat aturile sau capacitatea de comunicare în limbaj muzical și vă mulțumesc sincer că în momentul în care a primit cartea, m-am uitat puțin surprins și am zis pe unde până unde. Și totuși, dimensiunea europeană și totuși, problema Europei este problema noastră a tuturor și mai ales a celor care lucrăm în domeniul culturii. Poate noi simțim mai puțin decât alții această întrebare dacă există o identitate europeană, dacă există o cultură europeană. Am parcurs cu multă atenție toată cartea și fără să exagerez și fără să intru în amănunte, pot să vă spun că este o carte care încearcă să surprindă în cele 88 de pagini imensitatea oceanului. Cam asta este dimensiunea Europei. Este o dimensiune plurimilenară, este o dimensiune economică, este o dimensiune culturală, este o dimensiune religioasă, este o dimensiune socială, este o dimensiune legată de națiuni, de naționalități. Și atunci îți pui problema dacă într-o comunitate mică sunt și se nasc mici probleme, este normal că acest amalgam multinațional să creeze probleme și să-și pună problema cum vom reuși să mergem.